După colegii mai mici de clasa a doua, următorii la startul evaluărilor naționale au fost elevii de clasa a patra, care au susținut prima probă scrisă la limba și literatura română. Deși se așteptau la subiecte ceva mai dificile, elevii de clasa a patra au trecut cu brio de primul examen din viața lor. Cei mai mulți au citit cu atenție textele înscrise pe foaia de examen și au reușit să găsească toate răspunsurile. A fost ușor, nu am avut probleme, nu cred că am greșit nimic. Am avut un caiet de evaluare pentru pregătirea asta și am avut de făcut toate testele și așa ne-am pregătit. Am crezut toate subiectele, n-a fost deloc greu. Părinții sunt de părere că aceste evaluări sunt binevenite pentru elevi și îi stimulează să învețe încă din clasele primare. Da, sigur, sigur că să fie mai activ, mai atenți. Și să se obișnuiască cu foaia de examen, că... Da, cu greutățile. În urma testărilor de la evaluarea națională, elevii nu vor primi note sau calificative, iar rezultatele nu se vor trece în catalog. Evaluarea elevilor de clasa a patra continuă cu proba la matematică.